Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru perioada 19-31 mai 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 19-31 mai 2022, Gemeni. Aici e un regret în legătură cu o decizie pe care l-ați luat-o în partea amoroasă. Faptul că nu ați spus adevărul cuiva. Ori luați viceversa, dacă este cazul. Cineva aici care are și rac pe scorpion are un regret și gemeni că n-a spus adevărul unei zodii de foc. În legătură cu indecizia lui sau că pur și simplu a mințit, este un bărbat. O femeie aici implicată la mijloc. El mai avea o relație cu altcineva în paralel. Posibil pentru lucruri materiale, posibil pentru, posibil iau căzicie sau ascuns lucrul ăsta, în care nu există sentimente, regele și regina de săbii, în niciun caz. Bărbatul ăsta a ascuns faptul că, de fapt, lucrurile acolo nu erau ok și că el nu este fericit acolo. Regretă foarte mult pentru ce a făcut, dacă sunteți voi domnii, vreți să vă întoarceți la persoana iubită pe care ați lăsat-o și n-ați mai comunicat cu această persoană, pur și simplu dintr-o dată, dar urmăriți această persoană. Am spus, sunteți rac pe scorpion. Sau aveți și rac pe scorpion cu ascendent, descendent în gemeni sau viceversa. Aici a fost o revoltă destul de mare. Cineva n-a vrut să dea. Dacă sunteți doamne din gemeni, să știți că părăsiți un bărbat din rac, pești, scorpion. Pentru că înțelegeți că bărbatul ăsta vă pune numai în competiție și în conflicte. Și înțelegeți că e o persoană falsă și că se gândește la cineva din trecutul lui. Iar voi, v-ați săturat să vă asumați responsabilitatea acestei relații. Sau v-ați săturat să fiți umărul pe care persoana asta plânge sau să stați acasă să așteptați acest bărbat. Aici este asul de cupe și regele de bâte. Este o nouă relație. O persoană din berbec sau jucător care vă apreciază. Sau, pur și simplu, e posibil ca multe dintre voi să terminați și cu un berbec săgetător și cu cineva din rac cu scorpion. Pentru că văd 6 de bâte invers și 5 de monede invers. Este posibil și asta. Să nu mai vreți pe niciunul dintre aceste două persoane și să plecați mai departe către un leu. Au fost două persoane din leu. O să stă la săgetător și la berbec. Îi se face justiție unui leu, ori voi sunteți cei care iubiți foarte mult o persoană din leu, sunteți gemeni leu. Ați ajutat o persoană sau ajutați o persoană care va trece printr-un proces. Persoana asta are și leu în legătură cu un divorț. Dar ați vrut doar să ajutați persoana asta? Atât? Nu mai există dragoste între voi și această femeie. Ați vrut doar să ajutați. Culmea că iubiți tot un leu, dar sunt două persoane din leu aici. Femeia asta din leu e posibil să aibă și un copil. Dar are o energie foarte masculină, din câte văd. Și poate fi cineva, o femeie mult mai tânără. 24, 25, 27... Ați vrut doar să ajutați persoana asta? Dar nu mai sunt sentimente? Voi vreți să fiți tot regina asta de bâte, dar nu este femeia asta. Vreți să vedeți problema rezolvată și că v-ați asumat responsabilitatea, poate aveți chiar un copil cu femeia asta. Exact. Și vreți să fiți tot cu persoana pe care o iubiți. Cineva aici a procedat foarte urât. Cineva care are și fecioară și gemeni și pești. A procedat foarte urât. Pentru că bărbatul ăsta iubește foarte mult o femeie, dar a preferat calea întunecată și să joace. Iar jocul ăsta s-a terminat. Exact. Pentru că moartea și regele de monede și doi de cupe invers. A pierdut șansa de a fi cu persoana care era suflet pereche. Și va înțelege că de fapt și-a închis drumurile.
și că se mișcă foarte încet și nu va rezulta nimic din asta. Bărbatul ăsta care are și gemeni și pești, care s-a mișcat încet către persoana asta din leu, va înțelege că leul ăsta mai tânăr pe care l-a ales sau pe care l-a ajutat din punct de vedere financiar, îl va ruina financiar. Și atunci când va înțelege lucrul ăsta, deja persoana asta va rămâne singură. Bărbatul ăsta, 9 de pentacule, 7 de săbi și turnul, steaua, o să înțeleagă că totul a fost o iluzie și că visul lui către o familie era de fapt cu femeia pe care o iubea și care îi oferea o stabilitate și o familie și o dragoste adevărată. Dar bărbatul ăsta a ales hierofantul și diavolul, o lecție pe care n-a învățat-o niciodată și va trebui să o învețe în modul dur pentru că a făcut acest compromis de bani. Pentru că a ales ceva ce nu exista stabilitate. Bărbatul ăsta va trebui să o ia de la zero. I se dărâmă fundația. Să vă uitați și la berbec săgetător. I se dărâmă fundația de tot. Pentru că el s-a folosit de fizic. Posibil. Sau se folosea de persoane, le bloca. Și era o distracție. Și ținea ascuns lucrul ăsta. Sau îi făcea asta persoane iubite. Iată că a apărut și este o femeie mai în vârstă din săgetător care are un interes financiar tot timpul. Dar aici se va produce o decepție. Bărbatul ăsta o să pierdă tot. Gemeni. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nostru, sud, limit. 19.31 mai 2022. Gemeni. Cineva înțelege pe calea cea mai dureroasă aici ce înseamnă să refuzi dragostea, să accepți compromisul, că nu va rezulta nimic bun din el. Tot cineva aici va înțelege, poate a fost implicat un rac și un vărsător, că acest sacrificiu de fapt a fost un eșec cu 5 de pentacule, 3 de săbii și justiția de fapt era o karmă. Exact. Aici se va spune un adevăr. Un adevăr. Bărbatul care a făcut asta aici și are și gemeni și fecioară și pește. Bărbatul care a făcut asta aici va primi același lucru pe care l-a făcut persoane iubite. Numai că el iubește femeia asta, dar a preferat compromisul. Știți chestiunea de logica bate sufletul și sentimentele. În cazul ăsta avem un asemenea caz. Bărbatul ăsta a crezut că are tot timpul din lume să se întoarcă, să plece, să se întoarcă, să plece. S-a comportat groaznic de imatur. Pești iar văd. Și a înțeles că de fapt gata, s-a terminat. Bărbatul ăsta se va răzbuna pe el pentru că s-a autosabotat. S-a mințit. S-a mințit că nu iubește. S-a mințit că nu poate fi împreună cu cineva pe care de fapt o iubea foarte mult. Și a încercat să ducă greutatea cu o femeie mult mai în vârstă care nu are niciun viitor. Sau cu o femeie care are un copil, sau chiar două femei. Cade turnul. Exact. O persoană aici are probleme de sănătate. Chiar bărbatul ăsta și femeia asta au probleme de sănătate. Ea mai este implicată cu alt bărbat. Și văd că merge mai departe cu bărbatul ăsta. Și atunci regele ăsta de cupe care are pești, fecioară, gemeni, înțelege că el a fost doar o piesă în a-l folosi. De fapt, femeia asta se întoarce la... Posibil să fie încă o femeie căsătorită. Dar bărbatul ăsta are un copil cu femeia asta.
și află că este însărcinată cu celălalt bărbat. Și asta va fi bombă pentru regele ăsta de cupe. Okay. Gemeni. 10 și 10, să vă uitați la 10 și 10. Angel number. Gemeni. Cei cu ascendent în gemeni, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. 19:31. O decizie în legătură cu un nou început de afacere sau cu o colaborare cu cineva. Iar vă trag. Ce-a însemnat o celebrare. Gata, mi-am găsit pe altcineva. Și am lăsat, adică am găsit un contract bun și mi-am lăsat persoana iubită. Exact, pentru femeia asta mai în vârstă. Are un copil. Chiar dacă nu e în vârstă, e femeia mult mai tânără de care am văzut eu. Ok? Compromisul ăsta. Gata, am reușit. De fapt, e un eșec, era o iluzie. Cineva o să aibă o realizare foarte dureroasă aici. Regele ăsta de cupe. O să plece cu greutate mai departe. O să înțeleagă că ceea ce a făcut persoanei din trecut, asta îi aduce lui turnul pe partea financiară. 9 de pentacle și că va rămâne singur pentru minciunile pe care le-a spus turnul și 7 pentacle. Îi se întoarce roata. Cum? Spânzuratul, 5 de bâte și soarele. Va plânge după leu ăsta foarte mult pentru că l-a trădat cu un săgetător, cu un rac, cu un vărsător. Va plânge foarte mult. 3 de spade, 5 de spade. Bărbatul ăsta se va bate cu pumnii în cap pentru că s-a autosabotat și a trădat o dragoste adevărată. O persoană care îi tot dădea șanse în dragoste. Dar se pare că a fost ultima șansă. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Gemini. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.